Bună seara, stimați telespectatori! Începem prima emisiune a noului an 2019 cu tradiționala urare la mulți ani, sănătate și bucurie. Am onoarea și plăcerea ca de obicei să fiu acompaniat de iubitul meu prieten, tovarăș și partener, domnul profesor Titi Sultan. Bună seara, stimați telespectatori, la mulți ani! multă sănătate, fericire, să sperăm că anul 2019 va aduce mult mai multă liniște, mă refer, nu numai în casele românilor, ci la nivel mondial și totodată sper să avem ocazia să vă aducem la cunoștințe pe lângă știrile diverse și acele evenimente care însă să nu aibă o conotație negativă asupra păcii și securității mondiale. Din păcate, din păcate, începem anul, anul nou, cu evenimente tragice. Am crezut tot și credem în continuare, vom crede cât vom trăi, până Dumnezeu ne va chema în altă dimensiune, că lumea este făcută pentru a face bine. Ei bine, din păcate, evenimente tragice, chiar în ziua de -a 31 decembrie, au însângerat anumite orașe, anumite părțele lumii. Lumea nu continuă încă, continuă încă să nu înțeleagă această semnificație a ce Domnul ne-a pus pe pământ să facem bine să facem pace. Deci vom începe cu un eveniment neplăcut, atac sângeros, terorist la Manchester, din nou un atac islamist. Domnule profesor, începem anul 2019, începem mai emisiune cu o veste neplăcută. Vor urma, veți vedea în să săptămâni și alte atacuri, din păcate, din de părți ale lumii. Domnule profesor, aveți cuvântul. Așa este, din păcate, începem anul 2019 cu un eveniment negativ. Poliția antiteroristă britanică anchetează incidentul de la Manchester. Incident în urma căruia cel puțin trei persoane au fost uh, înjunghiate de un individ uh, în Stația Victoria din Manchester în noaptea de Revelion. Autoritățile britanice au informat uh, că au reținut deja o persoană în urma incidentului. Însă, printre răniți se numără, din păcate, și o femeie, un bărbat, precum și un ofițer de poliție. Polițistul a fost rănit în zona umărului, iar o femeie și un bărbat au suferit răni la nivelul abdomenului. Femeia a fost rănită însă și în zona feței. Cazul este anchetat de poliția antiteroristă. Atacatorul fiind auzit strigând sloganul islamiste în cursul acestui incident. Sam Clegg, care este producător BBC, care a fost martor la acest incident, a declarat că atacatorul a strigat Allah în timpul incidentului. Individul a spus cuvintele exacte atâta timp cât uh, continuați să vă bombardați alte țări, astfel de mizerii vor continua să se producă, a declarat producătorul uh, BBC despre ceea ce a susținut în timpul atacului uh, cel care, așa cum a spus puțin mai devreme, uh, a înjunghiat trei persoane. Mergem mai departe tot în ziua de marți, 1 ianuarie 2019, și discutăm despre revelionul în Times Square, un eveniment care, an de an, produce efecte din ce în ce mai uh, pozitive din punct de vedere a modalității în care americanii sărbătoresc uh, trecerea noul an. După ce urmărim materialul și venim în platou, domnul general Bartolomeu Constantin să vă vă va prezenta pe larg în ce a constat Revelionul în Times Square. Da, este devenit acum o, o, un obicei, ați spune, chiar o tradiție mondială, ca aproape un milion de locuitori să se adune în Times Square. În Times Square, pentru a sărbători a, această extraordinară simbolică care este trecerea în anul nou. Uh, Pofida ploi la New York, vedeți, ba avem uh, nisoare, ba avem ploi, un număr foarte mare de oameni au ieșit în Times Square. Cele mai multe persoane vin să vadă acest spectacol care este cunoscut cu faimoasa bulă de cristal. E o bulă uh, care uh, coboară în ultimele 60 de secunde încet, uh, timp de 6 ore înainte de eveniment, de uh, cu ora 6, ora locală diferite festivități, cum le vedeți de altfel în film, au loc, concerte și deci un milion de oameni se îmbulzesc în această piață, care vă sfătuiesc de altfel să o vedeți, este destul de micuță, foarte micuță, Ai aveți impresia când o vedeți așa că este enormă, nu, e o piață micuță, foarte interesantă, foarte frumoase magazine, multe restaurante împrejur, e bine, Ultimele uh, 60 de secunde, această bulă de cristal, bulă de cristal uh, facem referire puțin la faimoasa ce bulă de cristal se poate ghici viitorul lumii, coboară, iar anul acesta, cum ați văzut, a coborât în sunete faimoase melodii Imagine, Imagine al lui John Lennon, care a fost interpretat anul acesta de Bebe Rexa, o cântăreață cunoscută în Statele Unite. Sperăm, am fi sperat, poate, de acum deja suntem puțin dezamăgiți că acest simbol să arate numai simbolul păcii și niște din păcate veți vedea, v-am anunțat deja, vom vedea și alte vești neplăcute la diferite părți ale lumii, privind chiar ziua de 31 de decembrie, chiar în cursul zilei de 1 ianuarie veți vedea, vă voi, vom, domnul profesor vă va relata, este chiar punctul următor, un atac terorist unde, într-un oraș, nu prea am obișnuit să vorbim, unde? În Tokyo. Domnule profesor, în Tokyo. Ce se întâmplă în un oraș cam liniștit, care în general oamenii uh, sunt pașnici, e bine, și în Tokyo un atac terorist. Cel puțin o persoană au fost rănite după ce un individ a intrat cu vehiculul în mulțimea de manifestanți care petrecea noaptea de Revelion la Tokyo, în Japonia, iar potrivit poliției japoneze, este vorba despre un atac terorist. A fost reținut un suspect cu vârsta între 20 și 30 de ani, mai trebuie reținut că incidentul s-a produs în centrul orașului Tokyo, în respectiv zona Harajuku, în apropiere de altarul Meiki. Iar uh, uh, din toate sursele pe care s-au edificat până în acest moment, ar fi vorba despre un atac. Terorism, nu numai în ceea ce uh, privește declarația făcută de reprezentantul poliției nipone. Iată, din păcate, așa cum a spus și domnul general Bartolomeu Constantin Săvoriu mai devreme, anul 2019 începe cu o serie de atentate care pun în pericol pacea și securitatea mondială. În fine, încheiem ziua de marți, 1 ianuarie 2019, Coștire din Brazilia, și anume președintele Braziliei, domnul Bolsonaro, își începe, și-a început, de fapt, mandatul. Urmărim materialul și, revenind în platou, domnul general ne va prezenta pe larg acest subiect. Cum vedeți din aceste imagini, domnul Jair Bolsonaro și-a început în mod oficial mandatul pe 1 ianuarie. Domnul Jair Bolsonaro este un ofițer de carieră, de 20 de ani ieșise din armată, ea ofițer de parașutiști și a ales cariera politică. Deci a avut o carieră politică în delegat deja peste 20 de ani. Ei bine, a reușit, a reușit să fie ales, nu cu puțin, cu peste 8-10% aproape peste concurentul, concurentul socialist. Și Brazilia vine de departe, vine de departe pentru că aproape 15 ani de zile a stat sub un regim socialist, că nu a făcut decât să exacerbeze corupția, violența. Vă dați seama, s-a ajuns la 60.000 de uh, morți, 60.000 de morți anual, aproape la fiecare 60 de secunde, un mort violent în Brazilia. Deci, uh, demagogie socialistă clasică, uh, domnul Lula și după aceea uh, președinte că i-a urmat, uh, toți au făcut același lucru decât de a minți și a induce în eroare poporul brazilian. E bine, săturat de acest lucru, cu o majoritate masivă, Brazilia au ales pe domnul Jair Bolsonaro. Ce mă miră văzând foarte, foarte adesea toate aceste comentarii de extremă dreaptă. E bine, extremă dreaptă, da! Ea reprezintă această extremă dreaptă adevărată cerința poporului brazilian. Domnul Jair Bolsonaro a preluat, deci, mod oficial, funcția de președinte și a spus un mesaj foarte tare... Sub protecția lui Dumnezeu vom aduce prosperitate și progres cetățenilor noștri. Noul președinte a declarat că alegerea sa în funcție a liberat de socialism. Și-a promis să combate corupția, crima organizată și toate problemele economice care sunt atâta de dificile după acești ani de regim socialist. A numit uh, un, două, 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 să zic așa, posturi cheie. Uh, un uh, fost judecător de la Curtea Supremă, care va conduce Ministerul Justiției, un om de fier, uh, el a promis că va acorda dreptul de pot armă la toți cetățenii care nu au un uh, cazier uh, cazier judiciar, vă dați seama, o țară în proada violenței, deci oamenii dacă de nu vor fi înarmați ca în Statele Unite, iar la economia a numit un economist liberal, un, un om de mare probitate și care promite să deschidă largă economia braziliană, că a mâinele unei birocații de stat coruptă și ineficace. Vom aștepta cu mult interes acest președinte șoc, ofițer, vicepreședintele este un general activ și mai mult general sunt în guvern brazilian, oameni s-au sătuat de haos și anarhie. Bineînțeles, a avut un mesaj de călduroasă simpatie de partea președiu Trump și a spus împreună, domnule președinte Trump, împreună vom schimba fața lumii. Trecem acum la ziua de miercuri, 2 ianuarie, și vom să vorbim și de știință. E bine, ce se numește, nu doamnă ultima ultimatule, veți vedea această stație care se depărtează de pământ și ne transmite în continuare mesaje. Domnule profesor, vreau să ne vorbiți de această ultima ultima tule, tule și pământul. Imaginile sunt elovente, stimați colegi spectatori. Tocmai, tocmai am realizat cel mai îndepărtat zbor. Semnalele provenite de la o sondă NASA confirmă că aceasta a supraviețuit unui zbor în apropiere de ultima Tule, cel mai îndepărtat obiect explorat vreodată în sistemul solar. Un cercetător al Agenției Spațiale Americane a confirmat că New orizont se află într-o stare sănătoasă după ce a trecut de roca spațială înghețată acum câteva ore. Ultima tiule se află la 6,6 miliarde de kilometri de distanță de Pământ, dincolo de sistemul nostru solar, într-o zonă numită Belt Culper. Sonda. Va trimite fotografii și alte observații în uh, lunile următoare. Mesajul radio din abarcațiunile robotice au fost preluate de una dintre antenele mari ale NASA din Madrid, Spania. Controlorii de la Universitatea John Hopkins uh, Applied Psychic Laboratory din uh, Maryland au salutat recepția semnalului cu rale și aplauze. Avem o navă spațială sănătoasă a explicat Alice Bowman, directorul misiunii de operațiuni, tocmai am realizat cel mai îndepărtat zbor adăugat acesta. Acest prim mesaj radio conține doar informații despre starea navetei spațiale, dar a confirmat și faptul că New Horizons și-a executat corect observațiile autohtone și că memoria internă a sondei este plină de date. Ultima tiule se află în ceea ce se numește Centura Culper, o porțiune de material înghețat care orbitează Soarele cu mai mult de 2 miliarde de kilometri de părtare decât a opta dintre planetele clasice, Neptun, și 1,5 miliarde de kilometri dincolo de chiar planeta Pitic, Pluto, pe care New Horizont a vizitat-o în anul 2015. Iată uh, cum știința revoluționează prin aspecte care țin de efecte deosebit de pozitive în acest plan, și anume că societatea și știința evoluează odată ce anii trec și suntem bucurești că putem să vă aducem la cunoștință și astfel de știri diverse care practic. Uh, Revoluționează întreg sistemul solar Mergem mai departe Și iată președintele chinez Avertizează Taiwanul În ce constă această avertizare Ne va spune domnul general Bartolomeu Constantin Să văd după ce omorim materialul Și revenim în platou Președintele chinez Xi Jinping Avertizează într-un discurs Care marchează 40 de ani De la bunătăția Relațiilor între Taiwan Sau Formosa Este și Vechiul nume, că de dea secolul trecut, de Formoza, dat de, de filipinezi și de spanioli, că China be, uh, nu va renunța niciodată la Taiwan și trebuie să reunească, eventual va folosi chiar forța, dacă este nevoie, și a chemat pe uh, locuitorii Taiwanului să se reunească cu țara mamă, spune dânsul, pe principiu o țară, două sisteme. Taiwanul, cum știm, are un guvern propriu, o țară uh, înfloritoare, an de zile uh, era cunoscut pentru extraordinarea lui uh, uh, producție prolifică de ceasuri, de tot, deci unele primele posturi de, de electronice în lume erau făcute în Taiwan. Ei bine, pe vremea aceea China încă era înapoiată din punct de vedere tehnologic, acum putem spune că se la egalitatea de a chiar chiar nu a depășit. Pentru cei care nu știu, Taiwanul este o mică insulă în care după anii 50, când eh, 48, în 1948 exact, când președintele Mao Zedong a luat puterea și a programat populară chineză, fostul președinte Chiang Kai-shek, care timp de ani de zile luptate contra comunistilor, s-a refugiat cu trupele lui în insula apropiată care este Taiwan și a făcut o republică, deci, de independent. Bine, China nu a anunțat niciodată, diploma Mao Zedong, relațiile au foarte încordate, de 40 de ani sau relativ ameliorat, însă, foarte interesant, deși Taiwanul este o țară independentă, un regim are un președinte, Oficial, niciodată nu și-au recunoscut independența pentru a uita prea mult China. Președintele de altfel Taiwanului, Tsang Ing-wen, a declarat că insula nu va accepta sistem o țară, două sisteme ale Chinei și că orice negociere trebuie să fie făcute între guverne și nu între grupuri sociale sau diferite alte grupări din, din insulă. De asemenea, președintele Tsai, acest Chine să înțeleagă și să accepte gândirea și nevoile din Taiwan. Prin intermediul unui discurs de anul nou, președintele taiwanez a spus că administrația Beijing trebuie să folosească mijloace pașnice pentru a rezolva disputa cu Taiwan. Eu îmi pun așa întrebarea, câte vreme această limbă de lemn poate să fie folosită Clar, președintele Chinei spune, oricum vom ajunge într-o zi, chiar cu forța, celălalt spune, uh, nu dorim, uitați-vă, dumneavoastră este, uh, cum am spune, un elefant și o mică musculiță, este enorm la China față de această mică insulă. În principiu, China, Taiwanul, are un acord de cooperare și de ajutor cu Statele Unite. În cazul într-o zi vor invada, în câteva ore poate fi invadată, credeți că Statele Unite vor risca un război cu China? Vom vedea. Trecem acum la ideea următoare și vedem, foarte important, și pentru noi este capital, un mesaj, spune, viral al armatei române, care a puțin autoritățile americane privind o eventual, un eventual conflict nuclear. Domnule profesor, și acum ofițerul care sunteți superior, mă adresez dumneavoastră, despre ce este acest mesaj al conducerii armatei române adresat americanilor. Mesajul viral prezentat cu ocazia anului nou de Ministerul Apărării Naționale pe pagina oficială de pe Facebook a fost pe placul publicului din România, care a gustat gluma, spre deosebire de aluzia făcută de Comandamentul Strategic al Statelor Unite ale Americii, care cu ocazia anului nou a spus că deține butonul nuclear. Care, făcând o analogie cu globul care era lansat la New York de Revelion, a spus că este pregătit să folosească ceva mult mai mare. Comandamentul Strategic al Statelor Unite, care gestionează arsenalul nuclear, a prezentat scuze marți pe fondul anterior, pe fondul criticilor în special, după un mesaj de Revelion în care transmitea că ar, pu ar putea folosi o bombă în caz de necesitate. Uh, tradiția din Times Square vorbește și vestește anul nou prin coborârea globului. Dacă va fi nevoie vreodată, noi suntem pregătiți să lansăm ceva mult mai mare. A transmis comandamentul strategic al Statelor Unite înaintea Revelionului, referindu-se la momentul celebrării Revelionului New York. Mesajul postat pe Twitter era însuțit de o înregistrare video cu un bombardier B2. Sugestia folosirii unei arme nucleare a strânit critici severe la Washington. În acest context, Comandamentul Strategic al Statelor Unite al Americii a șters controversatul mesaj postat de Revelion și apoi a postat un anunț cu următorul conținut. Mesajul nostru precedent era deplasat și nu reflectă valorile noastre. Prezentăm scuze, suntem dedicați securității Americii și aliaților. S-a făcut uh, un uh, fel de deosebire asupra modului în care au fost receptate cele două mesaje, respectiv în România, mesajul transmis pe Facebook de Ministerul Apărării Naționale, un mesaj, o glumă care a putut uh, să fie gustată la modul pozitiv de cetățenii români și, bineînțeles, această uh, glumă cu conotații însă dintre cele mai negative în situația în care, bineînțeles, uh, Statele Unite au făcut aluzia cu mandamentul strategic al Statelor Unite că ar putea folosi uh, arme nucleare apăsând pe un buton mult mai mare în virtutea globului pe care l-au coborât în noaptea de Revelion. În fine, și-au cerut scuze, dar... Ce să, mai, ce să mai discutăm, rămâne această greșeală uneori. Greșeli fantastice. Da, da. Închem ziua de 2 ianuarie, miercuri 2 ianuarie, cu o știre din India, și anume femeile indiene cer egalitate. Vom vedea despre ce egalitate este vorba când urmărim materialul și revenim în platou, domnul general Bartolomeu Constantin să vă ne va explica pe larg ce anume cer. Femeile indiene din punct de vedere a egalității. Stimați telespectatori, această știre mi s-a părut foarte interesantă. Știți de ce? Pentru că văd în Europa, în anumite țări occidentale, femei care vin și protestează contra religiei, contra bisericii, care vin, da, ateismul. Și în India avem femei care potesează pentru a avea dreptul de a se ruga, a se ruga credinței lor. Foarte interesant. Ei bine, un lanț de 620 de kilometri a fost format de peste 5 milioane de femei care și-au dat mâna pentru a protesta. Veți vedea despre ce este vorba. Este vorba de un complex religios, Sabarimala. Știm că India are o extraordinară religie veche, religia hinduistă, hinduistă, care, atenție, are foarte multe un panteon de zeități, însă, cred și ei, ca și noi toți, într-o ființă supremă, Brahman, nu, să nu confundăm cu Brahma, Brahman este ființa supremă, deci un singur Dumnezeu creator cu diferite zeități. E bine, mai multe în special, două femei au încercat să intre înăuntru, nu au putut, s-au opus și au avut o decizie de justiție care le permite să intre în acest templu pentru a se ruga. Ei bine, ele au reușit să intre și au fost bătute cu pietre de ceilalți locuitori. Atunci, după luni de proteste, două femei s-au securat, au reușit, dar s-a produs o adevărată revoltă. Ele încercase deja în luna decembrie. Uh, în ultimele luni s-au produs aproape 2000 de arestări din jurul celor uh, care protestau că aceste femei trebuiau să intre în templu. Foarte interesant. Deci, în unii luptă pentru ateism și alții, tocmai pentru a avea dreptul de a se ruga, uh, mi-a mi amintit ceva această interdicție care, în fond, este absurdă. Uh, ființa umană de Dumnezeu, compus din bărbați și femeie, Adam și Eva. Mimă din punct de genetic, Cea mai fertilă, femeia de viață. mi-s a întâmplat să văd toate aceste proteste foarte vehemente. Am avut un botez cu o doamnă, o doamnă care i-am avut căsătoria și intrase în altar. Și parcă vă preotul la o mare biserică din București, o deși de aici că ați a sporcat am văzut, Am pus să întrebare, este complet absurd. Nu există nicăieri în dogma religioasă că o femeie nu ar vorbi să intre înăuntru. Deci, toate acestea sunt absurdități. Încă ne lovim. Încă ne lovim de acest lucru. Vom să vă spun că acest complex Sabarimala, atenție, este vizitat între 18 și 50 de milioane de credincioși pe an. Vă dați seama? 50 de milioane, un complex care sunt sigur nu ați auzit până acum. E bine, e o veste care ne pune pe gândit. Noi vă mulțumim că ne-ați ascultat până acum și vă luăm o mică pauză, după care vom trece la următoarea știre din joi 3 ianuarie. Preluarea președinției Consiliului European de către România, preluarea rotativă a Consiliului European s-a produs începând cu data de 1 ianuarie 2019, o preluare pentru șase luni, însă această ocazie prin care România are posibilitatea de a-și arăta realizările și ambițiile în cadrul Uniunii Europene va aduce, potrivit unei jurnaliști de la Financial Times, Sub lumina reflectoarelor, structura opacă de putere și corupția omniprezentă în România. Iată ce spune Valerie Hopkins, care este jurnalistă în cadrul Financial Times. Oricine crede că România riscă să devină un FIFA al lui Liviu Dragnea, cel mai puternic politician local, poate găsi destule semne care să confirme această părere în orașul său de Baști, în Alexandria. Afirmă această jurnalistă, și anume că Vila Uriașă a lui Dragnea, cu un teren de tenis și piscină, se află în apropierea centrului orașului, capitala uneia dintre cele mai sărace regiuni din România. În condițiile sărăciei din România provincială, reședința lui Dragnea este un monument al culturii impunității, sublinează în continuare jurnalista. Domnul Dragnea, liderul formațiunii de guvernare PSD, nu poate fi prim-ministru din cauza unei condamnări penale pentru fraudă electorală, însă criticii săi spun că acesta controlează guvernul și își folosește influența imensă pentru a încerca să se protejeze pe el, dar și membrii ai clasei politice de cruciada procurorilor anticorupție, mai explică Valerie Hopkins. România a preluat săptămâna aceasta președinția Consiliului Uniunii Europene pentru șase luni, un punct de referință pentru perioada de tranziție postcomunistă a țării și o oportunitate rară să-și arate realizările și ambițiile în cadrul Uniunii Europene, să-mi arată material. Însă, de asemenea, lumina reflectoarelor Uniunii Europene va expune structura opacă de putere din România, clasa conducătoare măcinată de conflicte și corupția omniprezentă, cele mai atente analize de când țara aderat la blocul comunitar în urmă cu 12 ani, afirmă jurnalista. Purtătorul de cuvânt al lui Liviu Dragnea nu a răspuns solicitărilor pentru un interviu, însă Sustinătorii acestui afirmă că acuzațiile la adresa liderului PSD și altor membri reprezintă persecuție politică, se mai precizează în materialul publicat de Financial Times. Parcă inspirat de Victor Orban, prim-ministru naționalist al Ungariei, domnul Dragnea și aliații săi au răspuns criticilor prin atacarea Uniunii Europene, deși cele mai recente sondaje arată că 91% dintre români uh, doresc și intenționează să rămână în blocul comunitar. Iată că începem uh, președinția rotativă a Consiliului Unii Europene cu un material negativ prezentat în uh, ziarul Financial Times. Financial Times este puțin cel care vrea să dea lecții de moralitate lumii întregi, să nu uităm că uh, nici în alte țări occidentale Uh, nu sunt uh, chiar așa de uh, sfinte cum vor să pară, Corupția există în alte părți, însă ce vreau să subliniez, într-adevăr, românii sunt în majoritate pentru Uniunea Europeană, însă uh, nu, nu, nu vă fac nici fel de politică. Președinte Dragnea, în primul rând, exprimă ceea ce exprimă multe țări din Europa, uh, Polonia, Ungaria, uh, Austria, Slovacia, Slovenia, că nu mai doresc această omniprezență și omniputere a Bruxelului. Noi vrem Europa patrilor. Un singur, două, 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 exemple. Două, două exemple. Ce se întâmplă cu partidele de dreapta în Europa? Bine, toate sunt într-o imensă creștere. Franța, în care președintele Macron a câștigat cu multă ușurință președinția, este dat pe locul doi, partidul doamnei Le Pen, e creditat cu 24% la europene și Macron cu 19%, mult de parte, partidul socialist și ceilalți. Deci partidele de dreapta vor câștiga foarte probabil anul viitor, majoritatea sau va fi foarte apropiate în Uniunea Europeană. Deci, în fond, nu într niciun fel de dezbatere. Ce, ce vrea să exprime puțin președinte Dragnea, ce și mulți alții acum, spune în Europa, n-am săturat de această... Putere care nu ține seama de voința popoarelor și românii, da, vor Europa, dar vor o Europa care ține cont de națiunea română, nu o Europa, o magmă în care cei de la Bruxelles fac ce vor. Da, vom trece, vom trece acum la uh, punctul următor. Este vorba de Trump? Blocajul păi democrației. cu, Trump democrație. cu democrație. Mie ce se întâmplă, doamne și domnilor? Cum i-a de așteptat? Președintele păi Trump păi este foarte ferm. Și a promis, va să țină. Astfel, lucrul următor, vreau să construiesc un zid pentru a separa milioanele de uh, imigranți clandestini care intră în America. Și s-a cerut de cuvânt. A început construcția acestui uh, zid democrații care au schimbat foarte mult, să știți. Ce cunoștea dumneavoastră um, ce mai în vârstă, ce tine nu cunoșteau deloc, anii 50, 60, 70, 80, nu mai aveam aceeași democrație. Erau uh, oameni care uh, lucrau cu republicanii, urma de centru dreapta, urma de centru stânga, e bine, au devenit socialiști, mai mult stângiști. E bine, spun, nu vrem să intre toată lumea înăuntru. Chipuțe dumneavoastră, aveți o casă, aveți un apartament, hai, vă aducem 20 de persoane. Nu le veți lua, nu, nu puteți ca dacă le iubiți. Deci același lucru se întâmplă și actualmente liderii democrați au văzut înainte ca uh, joi să ia conducerea uh, Partidul Democrat cu o mică diferență în Camera Reprezentanților. Nu s-au ajuns la niciun fel de acord. Președintele Trump a blocat de două săptămâni plata administrației către funcționarii de stat. E o situație foarte dificilă. Nancy Pelosi, uh, controversata uh, președinte a Camerei Reprezentanților, a spus clar, nu vom plăti, nu vom plăti pentru zid când ați văzut imagini, că l-am dat deja până acum, cu mii și sute de mii de imigranți din Guatemala, din Honduras, din Mexic, care se întâmplă în, spre în granițele, uh, granițele Statelor Unite. Nu se poate decât a opri acești imigranți care ei înșuși, în luată ce vor fi în America, vor fi exploatați și de mafia și cu salarii de mizerie. Vom vedea ce se va întâmpla. În orice caz, ajungem la un blocaj și președintele american a spus dacă e nevoie, un an de zile voi ține chiar cei doi de, de zile ai mandatului meu. Trecem acum la uh, următoarea informație. Atenție, un diplomat uh, nord-corean cere azil în Italia. Da, însă Ministerul de Externe de la Roma a transmis că nu are cunoștință despre cazul unui diplomat nord-corean din Italia care ar fi solicitat azil politic într-o țară occidentală. O altă sursă diplomatică a transmis că nu are informații că diplomatul nou corean, Jo Song-gil, ar fi solicitat azil politic în Italia, adăugând că regimul de la Fenian a anunțat luna trecută că va trimite un nou emisar la Roma. Agenția de știri Yonhap a anunțat joi că George Song Gil, însărcinat cu afacerea din interim, conducătorul interimar al Ambasadei Coreei de Nord la Roma, ar fi solicitat protecție din partea autorităților italiene, diplomatul solicitând azil politic într-o într țară terță, posibil Corea de Sud. Joe Song Gil care a fost trimis în Italia în mai 2015, conduce misiunea diplomatică nord nordcoreană din această țară după expulzarea ambasadorului Moon Jong-nam în octombrie 2017, în urma celor de-al șaselea test atomic efectuat de regimul de la Fenian. Se pare că diplomatul a luat decizia de a cere azil politic după ce a primit ordinul de a reveni la Fenian este posibil ca educația copiilor săi să fie un motiv pentru solicitarea de azil politic, la fel cum a fost cazul lui Tae Yong Ho, un diplomat de la ambasada nou de la Londra, care a fugit în Corea de Sud în anul 2016. Cotidianul sud-corean Jung Ang Gilbo a relatat că diplomatul se ascunde într-un loc sigur alături de familia sa, citând o sursă diplomatică. Astfel de dezertări ale unor oficiali nord de rang înalt sunt rare, iar media nord insistă că astfel de dezertări fac parte dintr-un complot extrem cu scopul de a submina regimul de la Fenian. Vom vedea această evoluție a situației privind așa-zisul azil politic cerut de un diplomat nord-corean. Închem ziua de joi 3 ianuarie cu o declarație a lui Găi Ferhofstadt care avertizează partidul lui Călin Popescu Tăricianu, respectiv ALDE. Liderul european ALDE, belgian Guy Ferhofstadt, foarte cunoscut pentru criticele sale adresate în României, a avertizat pe colegul lui, domnul Tăricianu, că... Ei susțin recomandările Comisiei de la Veneția privind legilor justiției și ong și că îi vor sprijini dacă alte va da curs acestor cerințe. Dacă nu, nu. Domnul Fercovștad afirmă că România ia prea această președinție într-un moment critic și în care el spune, doresc mult succes ca românii să îndeplinească angajamentele privind statul de drept, reforma justiției, a codului penal și a legilor ONG-ului. De asemenea, trebuie să țină seama de recomandările Comisiei la Veneția, uh, scrie pe Facebook domnul Ghi Verhofstadt. De un mic Ver Verhofstadt, uh, este de origine flamandă, de aceea se numește, scrie, Veda, scrie de Fe, Verhofstadt, e un adesea un critic destul de acerb al României noastre. Uh, Vă spun lucrul următor, no, ne criticăm între noi, însă este o regulă care, din păcate, anumiți români și chiar cei reprezentanți în afara țării, la Uniunea Europeană, nu au respectat-o. Nu se critică niciodată țara sa în forurile internaționale. Este o regulă, o regulă. Putem vorbi ce vrem între noi, ne ciondănim, ne atacăm, dar în afară se face bloc comun pentru România. E bine, în cazul acesta, dânsul dă diferite sfaturi, domnul Tăricianu, vom vedea ce se va întâmpla. În orice caz, poziția este foarte ambiguă și eu încă o dată mă adresez dumneavoastră, stimatele spectatori, România este sacră, nu se critică în afară și poziția acelor, nu, nu vorbesc de care căror partide fac parte, nu este cea care trebuie făcută de a critica România în nicio instanță europeană. Trecem acum la următoarea, următoarea știre de vineri, 4 ianuarie, și uh, vedem că domnul Bashar el-Assad, președintele Siriei, rămâne mai mult ca niciodată la putere și vedem chiar că țările arabe revin, reiau relații cu dreptul. Domnule profesor, vineri, 4 ianuarie, ce se întâmplă cu domnul președinte Bashar el-Assad al Siriei? Ministrul Britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi că președintele sirian Bashar al-Assad va rămâne la putere o, o perioadă ca urmare a sprijinului Rusiei, deși Londra continuă să creadă că liderul de la Damasc este o piedică în calea unei păci durabile. Poziția britanică de lungă durată este că nu vom avea o pace durabilă în Siria cu regimul Assad, însă, în mod regretabil, credem că va rămâne la putere pentru o perioadă a declarat Hunt pentru Sky News. După aproape 8 ani de la începutul războiului civil sirian, președintele Bashar al-Assad, cu sprijinul Rusiei și Iranului, a spulberat speranțele opoziției de a fi înlăturat de la putere, dar mai are multe lupte dificile de dus împotriva rebelilor pentru a obține victoria finală. Siria se confundă începând cu luna martie anului 2011 cu revolte reprimate violent și cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forțele opoziției și grupuri teroriste, inclusiv Organizația Sunită, Stat Islamic, Stat Islamic în Irak și Siria, Stat Islamic în Irak și Levant. Bilanțul conflictului depășește 340.000 de morți. Mult mai Milioane de sirieni Mult mai au fost nevoiți să-și părăsească 500 casele din cauza luptelor. Iată o declarație, bineînțeles, a ministrului de externe britanic, Jeremy Hunt, dar care pare uh, destul de corectă, având în vedere situația militară și politică actuală, pentru că regimul uh, lui Bashar al-Assad este susținut de uh, Rusia și de Iran. Da, domnule profesor, da, vă rog, permiteți vă să intervin aici, cunosc foarte bine regiunea, timp de 36 de ani pentru probleme de serviciu am mers în această regiune, începând practic cu anii 1974 până în 2010, uh, când am plecat la, uh, la pensie, în 1 ianuarie 2011, uh, Occidentul a făcut o imensă greșeală cu 3-4 ani în urmă, dacă mi-am înțeles, că am dumneavoastră, domnule profesor, se a la Paris o mare conferință, 100 de țări, contra președintului Bashar. 100 de țări. Cât mai sunt acum contra? Nimeni. Pentru că a reușit să-și impună. Nu vreau să spun că este bun, este rău, însă constat că, pe de-o parte, avem uh, un regim criminal al lui Daesh Isis. Uitați-vă, amintiți-vă ce orori câte mii de oameni au fost omorâți, distruși, uh, cele mai frumoase vestigi ale culturii milenare, distruse în Siria, în Irak, în toată regiunea. Și pe de aparte un regim, fără îndoială, nu este un regim, un, un exemplu de, de democrație, dar care era un regim cel puțin laic, care respecta Uh, oamenii uh, creștini care erau atunci respectați, bine, acum toți au plecat, au sau puțin au mai rămas. Deci, suntem într-o situație de dezastru în care Occidentul nu a fost să înțeleagă, s-a și cu pește, Contra pește Bașar și rezultatul e bine, a câștigat, e susținut acum de, două, de, o, de, o de o țară, din de poate democratică, care este Iranul și de Rusia, însă și Statele Unite își dau seama că trebuie să fie prezenți și e o imensă greșeală. A spus 300, nu, sunt peste 500 de mii de oameni care au murit, milioane de, de, oameni au plecat din Siria, alții au fost schimbați în interiorul țării, deci un dezastru. An de zile, miliarde, zeci de miliarde, sute de miliarde pot fi investite pentru a repara această mare, mare greșeală a Occidentului și mai ales, mai ales, iubitele telespectatori, au uitat pe creștinii din Orient. Tot că ești care sufere, omorâți, goniți sau lăsați într-un dezastru. Aceasta este realitatea și credeți-mă că Occidentul și-a încălcat toate angajamentele față de frații noștri din Orientul Apropiat și Mijlociu și din Sinea în special. Da, mergem mai departe. Iată, ajungem în uh, Franța, uh, o țară a cărei activitate este foarte bine cunoscută și reflectată. Uh, zi de zi sunt convins de domnul general Constantin să. Bău de fiecare zi. Și Sunt oric, convins. Fiecare. Tocmai da. de, de aceea discutăm despre faptul că popularitatea președintelui Macron scade. Nu știu dacă v-ați fi așteptat vreodată să, nu. să ajungă atât de rapid nu, nu, la această nu, nu, nu uh, scădere a popularității sale, însă. Vom urmări materialul și revenim în platou. Sunt convins că domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu vă va face o demonstrație de rigorozitate a ceea ce se întâmplă în Franța în acest moment. Președinte păi Macron a venit anul trecut, cu avut două ore, o recepție la ambasada Franței, am avut ocazia să schimb câteva, chiar mai mult minute, vorbe cu dânsul și am sigur că avea cartea lui, atenție, premonitoare! Revoluție. E bine, această cate revoluție care prevedea o schimbare totală a structurilor, a, a politicii sociale, economice uh, franceze, e bine, actualmente ajungem la un fel de început de revoluție. Despre ce este vorba? Popularitatea lui a scăzut în mod dramatic. În mod dramatic, numai 25% din populația franceză interogată uh, este de acord cu el. Uh, este a doua, lună, a doua lună în care a început o, o mișcare limite la început vestele galbene, că își pun toți aceste veste care sunt obligatorii și noi pentru circulație, vestele galbene. E, însă încetul cu încetul ea a derapat și sunt două, două, să zic așa, porțiuni ale celor care manifestează. Pe de o parte, o mare porțiune a oamenilor care manifestează bună dreptate, prețurile sunt mari, viața dificilă, dar toți spunem același lucru, viața e dificilă, prețurile au mărit, Ok. Uh, o mare parte din acești oameni, mulți șomeri, care sunt. Uh, eu mă uit aproape zilnic, toată seara până la 1-2, văd ultimele știri, sunt uh, în buclă știrile. Deci, în cursul zilei, a fost seara să reluate. Uh, bine, șomeri sunt o în lumea întreagă. Iar altă parte, o parte mai micuță, 10-15%. Cei care vor cu orice pui să distrugă, adică care vor distrugă guvernul, nu-i privește. În imensa majoritate în spate sunt islamiști, populația, să zic așa, franceză, de origine magrebine, care este încălzită, împinsă de islamiști. Ce s-a întâmplat sâmbătă, poate nu știți, a crescut cu încă o scară violența, scene incredibile. De altfel, fiecare sâmbătă, că se întâlnește la Paris și în lume, în, în Franța, sunt alse mașinile atacate, magazinele furate, jefuite, deci nu are nicio legătură cu revendicările, așa zise, pașnice. Au intrat cu uh, două fapte extraordinare, au intrat cu un cărucior de, de construcții în un minister, au intrat în căuta ministerului să dea foc la mașină de minister. Reușit, polițiștii au reușit să scoată pe ministrul care și putea totul de cuvânt, uh, uh, din, din minister. Iar în același timp Un ticălos, cum se poate spune cuvântul Un boxer profesionist Care a fost uh, luat de camere Și recunoscut S-a înversionat să bată cu cruzime uh, Cu pumnii și cu picioarele Poliții și jandarmii Îmi pun întrebarea Ce s-a fi întâmplat dacă a fi avut același lucru la noi În România De ce vreau să vă spun uh, Din ce în ce mai mult se profilează că Este vorba de o criză profundă Nu se va o pri foarte curând care afectează nu numai Franța afectează întreaga Europa nu vă spun eu sunt alții poate mai deștepți mult mai cunoscători decât mine suntem în ajunul ce te vedem acum aceste scene violente în Franța prefigurează o viitoare mare mișcare mare mișcare în Europa întreagă Anglia, Suedia Spania, Italia este o marmită care Clocotește, dar în spate sunt interese foarte contradictorii, de la anumite state importante care vor să distrugă Uniunea Europeană, până la islamiști, care sunt în primul rând în față ateiști sau neocomuniști, care vor un singur lucru, pentru motive diferite, în același lucru să ne distrugă Europa noastră, care nu este perfectă, care are multe dificultăți, dar este a noastră. 2000 de, 2500 de ani de istorie europeană. Și vă dau, poate, ce nu știu. Faimoasa frază a lui uh, 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 Churchill: uh, The capitalism is the worst thing, but I don't know, I don't know something better. Capitalism este lucru cel mai rău, dar nu cunosc unul mai bun decât el. Deci, haideți să luptăm pe această societate occidentală și societatea românească. Vom trece acum la viitoarea știre și vedem că democrații preiau conducerea Camerei Reprezentanților. Însă, nu uitați că în America nu ei conduc, conduce Senatul. Domnule profesor, acum să ne de această știre, doamna Pelosi prea conducerea Camerei Reprezentanților. Da, noua legislatură în Statele Unite ale Americii a început joi, Congresul Statelor Unite, având o altă reprezentare, cel puțin din punct de vedere ideologic, Motiv pentru care în Senat au apărut 10 senatori noi, iar în Camera Reprezentanților 101 membri noi au apărut în aceasta. Noua clasă de congresmen din 2019 probabil că poate fi descrisă cel mai bine prin superlative. Este cea mai diversă componență din punct de vedere rasial și este cel mai mare grup de femei alese în Camera Reprezentanților, care au, are o istorie de peste 200 de ani. Congresul se poate lăuda cu o avalanșă de premieră de la primele congresmene native americane la primele femei musulmane devenite membre. Femeile au deschis drumul spre victoria democraților în Camera Reprezentanților. În plus, este de așteptat ca noua clasă de politicieni să joace rolul cheie în probleme de securitate națională și afaceri externe. În 2018 au candidat pentru locuri în Congres mai mulți veterani militari ca niciodată, inclusiv unele femei și în ambele partide, veterani care au participat la misiuni în Irak și Afganistan. Printre noi membri se numără foști consilieri în combaterea terorismului, primul membru al beretelor vest care ajunge în Congres și doi foști ofițeri CIA, în total unul din cinci membri ai Congresului, aduce la capitolul experiență în domeniul securității naționale. Cea de-a 116-a legislatură a Congresului va fi și cea mai diversă, mulți membri fiind de culoare. Mulți dintre noi membri sunt femei afroamericane, Andy Kim, un democrat din New Jersey este primul american de origine coreană devenit membru al Congresului în ultimii 20 de ani, iar Rashida Talb, politician democrat din Michigan, este primul american de origine palestiniană ales în Congres. Noua clasă de politicieni din Camera Reprezentanților este diversă și din punct de vedere ideologic, fiind marcată de o combinație de anticonservatori, progresiști, contestatari și politicieni de centru pragmatici care au reușit să obțină victorii în circunscriții electorale care l au susținut pe Donald Trump, situația urmând să fie marcată de clivaje în următorii doi ani. În Senat, printre republicanii alese numără candidați care n-au care n-au ratat să se realieze politicilor președintelui Trump, dar îl susținând să în cursa prezidențială și pe Mitt rumeni considerat un mai moderat decât unii colegi senatori. Donald Trump, este invitat să rostească discursul despre starea națiunii în Congres în data de 29 ianuarie. Nancy Pelosi, nou șef al Camerei Reprezentanților, l-a invitat oficial pe președintele Donald Trump să rostească pe 29 ianuarie discursul despre starea națiunii în spiritul Constituției, vă invit să susțineți discursul despre starea națiunii în plenul Congresului marți 29 ianuarie 2019 în sala Camerei Reprezentanților i-a scris Nancy Pelosi lui Donald Trump. Acesta va fi al doilea discurs oficial despre starea națiunii al președintelui Donald Trump, un politician republican. Este primul discurs al președintelui după ce opoziția democrată a preluat controlul asupra Camerei Reprezentanților. În scrisoare, Nancy Pelosi i-a semnalat lui Donald Trump că majoritatea democrată din Camera Reprezentanților va intensifica activitățile de monitorizare administrației de la Washington. Constituția stabilește că puterile legislativă, executivă și judiciară au atribuții egale în materie de guvernare, având rolul de verificare și echilibrare în mod reciproc, a subliniat. Nancy Pelosi. Noul președinte a Camerei Reprezentanților a refuzat însă să excludă posibilitatea suspendării din funcția președintului Donald Trump, un politician republican, sau inculpării acestea după finalizarea anchetei privind ingerințele ruse, relatează publicația The Hill. Da. Însă, întrebat în într un interviu acordat postului NBC despre posibilitatea lansării procedurii pentru demiterea președintelui Donald Trump, Nancy Pelosi a declarat procedura demiterea produce multe diviziuni nu ar trebui să lansăm procedura de emiteri pentru un motiv politic, dar nici nu ar trebui să evităm din rațiuni politice. Referindu-se la practica evaluării, da. inculpării unui președinte da. al sua în funcție, da. pe se a precizat un președinte poate fi inculpat după finalul mandatului. Iată, președintele Donald Trump se va confrunta cu o nouă lume din punct de vedere a mandatului legislativ în Camera Reprezentanților și a Senatului Statelor Unite ale Americii. Vom lua o pauză imediat, însă vă spun totuși, atenție, se vehicula de diferite, diferite scenarii, însă ca să fie uh, impeachment, are nevoie două treimi din Congres, nu au, clar nu le au, însă și pute democrații nu doresc acest lucru, deci se vehicula că lucruri care au foarte puțină șansă de a fi realizate. Numai că înainte de pauză închem ziua de vine 4 ianuarie cu o știre din Rusia și anume Rusia caută 80 de tone de aur, dar după pauză domnul general Bacromov atins să vă eu, ne va explica a despre a ceea ceva ce este așa -a. mai misterios, aur, 80 da. de tone de aur. Scurt moment de publicitate și revenim bine, am încercat să vă înfierbătăm puțin la început de an și imaginația. Există de întotdeauna, oamenii au visat la comori, de la faimoasele romane de aventură până la cotidian. Lumea întreagă s-a pasionat pentru comori. Este vorba de nici mai puțin, nici mai mult de 80 de tone de aur. Napoleon, în retragerea, după ce a fost bătut la Moscova A fost nevoit să le abandoneze De atunci, deci adică în două secole Mulți cercetători au căutat aceste 80 de tone de aur Care fi fost abandonate de Napoleon Au fost diferite ipoteze, au fost prezentate Ei bine, Vyacheslav Rishkov, un istoric Spune că e după el Uh, tot a fost greșit, s-au căutat în mă greșit și că ar fi uh, uh, lângă el, lângă lacul Balșa Ruta Vieci. Uh, mai multe, mai multe uh, expediții au fost organizate. Uh, Filip Segur, care a fost un general apropiat lui Napoleon, a fi spus că a fi fost aruncate în lacul Șemlevo din regiunea Smolensk, a fost cercetate lacul de autorități, de, de mulți vânători de, de arheologi și vânători de comori, din 1830. Deja în 2012, din nou, pe râu Berezina s-a căutat, de bine, nu... Și acum această nouă ipoteză la începutul de an 2019, al domnului Domnule, viacete risc, spune, atenție, a fi lângă noi la un lac, un lac unde ar fi abandonat. Acest lac foarte interesant este un lac în care uh, nu, se, nu se poate uh, merge cu barca uh, din motive ecologice și uh, spune că acest lac poate să uh, aibă această comoară. Se pare că ultima, ultimele ape care au fost preluate arăta o, 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 mărime neobișnuită a ionilor de argint, bine, aur, nu argint, care arăta ca ai fi o comoară. Vom vedea foarte interesant. Deci nu uitați, este vorba de o comoară, 80 de tone, care a fi fost lăsată într-un lac, lac Rudnia, în apropiere de granțe cu Bielarus. Imediat un cercetător și de același timp un, un vânător de, de comori spune Nu, 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 Vladimir Porivaev Zice, nu, nu se putea ca armata să aibă 400 de căruțe încărcate cu aur Și este absolut o cu brațe Vom vedea, interesant, însă se va ști dacă se vor găsi cele 80 de tone Ale lui Napoleon care au fost abandonate într-un lac Trecem acum la o știre, din păcate am spune, mai serioasă, dar în aceeași mai tragică, vedem că din nou lucrurile, lucrurile, sunt neplăcute, sâmbătă 5 ianuarie și șeful Fedului, ce este Fedul? Federal Reserve, ne va vorbi imediat, este vorba de Banca de Rezervă Americană, Ca atenție, doamnă și domnul, nu e de stat, e o bancă federală privată. El a fost atacat de mai multe ori de președinte de Trump, e bine, îi spune, nu voi demisiona. povestiți ne ce se întâmplă cu această declarație a președintelui Fed, Federal Reserve of America. Domnule profesor, aveți cuvântul, sâmbătă, 5 ianuarie, președintele Fed spune, nu voi demisiona. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a liniștit piețele financiare după ce a anunțat că Banca Centrală Americană se va dovedi mai răbdătoare, între ghilimele, în privința majorii dobânzilor, anunțând în același timp că nu va demisiona, chiar dacă președintele Donald Trump îi va cere asta. Bursele americane au înregistrat creștere după ce Powell a făcut declarațiile respective la o întâlnire a Asociației Economice Americane. Donald Trump este cel care a criticat în repetate rânduri politica de creștere a dobânzilor practicată de... Rezerva Federală a Statelor Unite care majorează costurile împrumutului și afectează creșterea economică. Trump a învinuit Fed pentru scăderea pieței, pieței busiere și a spus că nu este prea fericit cu Paul la conducerea instituției. Trump l-a numit pe Paul la șefia Fed în anul 2017. Paul a apărat de asemenea politica de majorare a ratei dobânzii Fed, invocând datele economice pozitive, care sugerează că firmele și cetățenii pot face față costurilor mai ridicate. Totodată, Paul a spus că a crezut că declinul recent al pieței reflectă preocupările legate de încetinirea creșterii economice globale și tensiunile comerciale, dar că trebuie așteptate și interpretate și cifrele și rapoartele oficiale. Fed este sensibil la semnalele pieței, dar și la inflație, care nu are o evoluție îngrijorătoare, a adăugat el. Suntem întotdeauna pregătiți să schimbăm politica instituției în mod semnificativ, dacă este necesar. Vom fi răbdători pe măsură ce urmărim să vedem cum evoluează economia, a spus el. Mergem mai departe și, iată, tot în America, din păcate, o știre care este una negativă și anume un atac terorist în California. Vom urmări materialul și revenind în platou, domnul general Bartolomeu Constantin să vă ne va explica ceea ce s-a întâmplat acolo. Bine, până acum ați obișnuit ca domnul profesor să vorbească despre acest atac. Cu acum vorbesc și eu. Din păcate, da, din nou, de plângem, un atac armat care a avut loc vineri este vorba de un bowling în oraș Torrance, Torrance, care este la 40 de km de Los Angeles. Trei persoane au fost, au murit, trei persoane au murit, uh, alte două răinte la spital și mai mulți răniți mai ușor. E bine, ce se întâmplă adesea, după o altercație, un individ a scos pistolul și a tras. Uh, asta îmi pun mereu întrebarea este faimos amendament numărul 2 a Constituției Americane, îți spun că fiecare cetățean are dreptul să-și poată apăra viața. Dar uitați-vă dumneavoastră cât e de mai tentația că atâția oameni, poate într-un moment de furie, într-un moment de nebuneală, scoate pistol, pistolul, să ce a cedat cu cineva, scoate pistolul. Deci suntem fața unui probleme teribile. Uh, un individ uh, deci s-a scos pistolul, s-a supărat și i-a tras, au omorât trei oameni. Un matul ocular, Perez, a spus că a avut deja patru focuri de arme, toate au fost la țintă. Poliția este căutarea autorului uh, care a împușcat aceste persoane și care a fugit. Investigatorii întreprind în acest moment o anchetă și încearcă să identifice suspectul sau suspecții implicați. E dramatic uh, și trist în același timp. Uitați-vă, tentația ca o persoană care are o armă, chiar dacă poate să pare normală, sub moment de șoc, furie sau de atac, să scoate pistol să tragă. Cred că încă e bine situațională, cu condiția ca hoții să nu aibă ei accesul armei, arme, timp ce cetățenii străini să fie împușcați. Trecem acum la următoarea știre și uh, vedem, uh, vedem că protestele vețelor galbene sunt în a opta săptămână. Domnul profesor, vă să ne relatați, vă voi comenta și după aceea câteva idei despre aceste proteste ale unei mișcări profunde în Franța. După cum vedeți și din imagine pe care vi le prezentăm, Mișcarea Vestelor ne a organizat sâmbătă noi proteste în Franța pentru a opta săptămână consecutivă, însă numărul manifestanților este în declin, deși majoritatea francezilor se pronunță în favoarea continuării proceselor a acestor proteste. Poliția a folosit gaze lacrimogene după ce unii protestatari au început să arunce cu pietre și sticlă în forțele de ordine în zona Place du Châtelet din Paris. Demonstrația ale mișcării vestelor galbene având loc sâmbătă în mai multe orașe din Franța pentru a opta săptămână consecutivă. Câteva mii de protestatari au participat la manifestații care au avut loc în diverse puncte ale capitalei Franței, inclusiv pe Bulevardul Champelize, unde, spre deosebire de săptămânile anterioare, multe magazine au rămas deschise. Peste 3.000 de manifestați au strâns în centrul orașului Ken, deși nu s-au înregistrat incidente notabile Potrivit unor surse citate. Până în acel moment? Da, au până fost în acel moment. Ce? Au fost uh, foarte mai mulți manifestanți au fost deja reținuți în urma unor incidente violente în Sevrei și în 18 protestatari, inclusiv un adolescent de 15 ani, au fost reținuți în cursul nopții de vineri, după ce au încercat să blocheze un centru logistic al companiei Amazon din zona orașului Sevrei. Un jandarm a fost rănit în cursul confruntărilor violente între manifestanți și forțele de ordine. Aproximativ 55% dintre francezi sunt în favoarea continuării protestelor potrivit unui sondaj de opinie realizat recent. Franța a fost șocată de imaginile care au surprins protestatorii cu cargule în confruntări cu forțele de ordine. Arcul de triumf de la Paris a fost vandalizat, numeroase magazine au fost jefuite, iar mai multe mașini au fost incendiate în cursul incidentelor care au avut loc în decursul acestor o săptămâni consecutive ale protestelor din Franța. Vom vedea odată cu micșorarea numărului de manifestanți prezenți la aceste proteste dacă aceste acțiuni vor continua și sperăm noi ca să dispară într-o totul violența și modalitatea de acțiune în contradicție cu modalitatea de intervenție a forțelor de ordine. Că aici este marea problemă, așa cum a spus și domnul Bartolomeu Constantin Săvoiu mai devreme, dacă în România s-ar fi întâmplat ceea ce s fi, ce s-a întâmplat în Franța, atunci probabil că ecourile organizațiilor internaționale și a statului membru al Uniunii Europene ar fost cu totul diferite. Mergem mai departe, în chem, ziua de sâmbătă, 5 ianuarie, coștire din uh, Ucraina și anume Biserica Ortodoxă Ucraineană devine independentă urmărim materialul și în platou revenind, domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va explica pe larg acest subiect. Un moment istoric important a avut loc vineri, moment care a fost prelungit și a doua zi, duminică, duminică, deci vineri, deci sâmbătă s-a întâmplat un moment istoric, deci este vorba de o ruptură, o ruptură neplăcută pentru noi, suntem toți creștini ortodoși, 320 de milioane de ortodoși, e bine, ceva în pregătire, deja mai mulți ani de zile se cocea această conflictă. În 1991 Ucraina a devenit independentă. În acel moment, Ucraina, din punct de vedere religios, de Patriarhia Moscove. Era atunci Patriarhul Alexei, de atunci a decedat și avem Patriarhul Kiril, un om foarte puternic. Am avut ocazia să cunosc în 2014 la Constantinopol. Și încetul cu încetul relațiile au început să degradeze. Și atunci ce se întâmplă? Uh, s-a cristalizat ideea de a face o biserică independentă de Moscova. S-a creat o patriarhie independentă și o altă patriarhie care era recunoscută de guvernul uh, guvernul Ucrainei. Deci aveam trei entități: o biserică ținând de Moscova cu un mitropolit în fronte, o biserică patriarhie autonomă uh, un patriarh ucrainean și încă a treia entitate, o patriarhie independentă, recunoscută ea însăși de guvernul Ucrainei. Lucrurile s-au complicat, 2014-2015 știți că au început conflictul cu, cu, Ucraina și situația a devenit explozivă. 2014, 15, 16 am avut ocazia onoară să particip uh, la festivitățile prelejuite de întâi de sinapsa bă, pentru Sfântul Sinod care a avut loc în 2016 la Creta. E bine, acest Sfânt Sinod Patriarhul Kiril nu a venit în ultimul moment, însoțit de Patriarhul Bulgariei, al Georgiei și al uh, Siriei. În acel moment relația s-a deteriorat. Uh, a fost trecut o etapă următoare, în toamnă, când deja Patriarhia Ecumenică s-a intitat la Bartolomeu, că a fost aici pentru, uh, pentru Hramul Marii Catedralei Neamului pe 25-25 noiembrie. S-a pregătit, deci, ruperea totală și uh, s-a uh, Acordat independența printr-un tomos, documentul în care Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol recunoaște că ce a fost dat ca decizie în anii 1660-70, în care uh, uh, Ucraina depindea de Rusia, nu mai este valabil și Ucraina devine independentă. Uh, Patriarhul a, a avut această ceremonie sâmbătă, iar veți vedea duminică, le vedeți de altfel în această biserică în care mă duc de nenumărate ori, am fost pe 10-11 noiembrie am fost cu sanctitatea sa, în prezența pe s-a dat oficial acest tomos de recunoaștere, Metropolit Epifani, care va deveni viitorul patriar al Ucrainei. Este foarte neplăcut, imediat reacția Rusiei nu a întârziat, iar președintele Putin a spus clar se vor ajunge, spune domnia sa, la violențe sângeroase între cei care nu sunt de acord cu această rupere de patria mamă în Rusia. Vom vedea ceea ce este păcat. În momentul în care avem nevoie de unitate, unitate, unitate și mă amintesc cei care sunt poate tine în anul 1999 când patria, când sanctitatea sa, Eu, Paul II, a venit aici în față, duminica, 10 sau 2, 11 mai, toată lumea scria, Unitate, 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 bine, avem unitate, nevoie nu de dezbinare. Trecem la uh, următoarea știre. Uh, vedem imediat că, duminică 6 ianuarie, e bine, nu s a oprit, continuă un atac islamist cu rachete în Siria. Domnule profesor, comentați la duminică 6 ianuarie, atac islamist în Siria. Doi militari din forțele speciale britanice au fost răniți grav în urma unui atac cu rachete lansat de militanții celei teroriste stat islamic în apropiere de orașul sirian de al Zor. Ministrul apărării de la Londra a refuzat să comenteze subiectul, un purtător de cuvânt al ministerului afirmând că autoritățile nu comentează despre forțele speciale. Surse citate din BBC News au uh, indicat că cei doi militari au fost evacuați sâmbătă dimineață de forțele americane. Se pare că un insurgent curd și a pierdut viața în urma acestui atac. Se crede totodată că forțele speciale britanice acționează în estul Siriei împotriva militanților stat islamic. Mergem mai departe, în Statele Unite ale Americii, în urma alegerilor, iată blocaj la Casa Albă cu Democrații. Urmărim materialul, revenim în platou și domnul al meu Constantin să Săvoiu ne va explica în ce constă acest blocaj. Am ajuns, deci, la o situație dificilă. A mai fost deja în istoria uh, recentă a Statelor Unite. E bine, un blocaj prin faptul că Congresul, neaprobând, neaprobând fonduri, e bine, uh, 800 de mii salariați federali americani nu au fost plătiți din 22 decembrie uh, și sunt uh, în concediu fără plată. Deci, despre ce este vorba? Deci, secretarul interimar al casei albe, șeful interimar Mic Malvene a spus că democrația încearcă să, să treacă de timp. V-am relatat puțin înainte că înainte de joi a fost deja o întrunire cu lideri democrați, nu s-a ajuns la un congres. Acum am spus doamna Pelosi este președinta Camerei Reprezentanților și ea se opune ca zidul acesta, care este o pentru o condiție sine cu non pentru președintele Trump de a continua discuțiile să fie construit. Președintele Trump cere 5 miliarde de dolari ca a fi deblocați, democrații nu vor și atunci președintele spune eu blochez toată administrația. Vom vedea ce se va întâmpla din rațiune bugetare. Este faptul că pentru dânsul este problema de a arăta că și-a ținut promisiunea în fața electoratului, uh, fața acestui val de imigranți, zidul devine o necesitate. Vom vedea ce se întâmplă. În orice caz, situația este foarte încordată și riscă să ajungă la o ruptură fără precedent în istoria Statelor Unite. Trecem acum la viitoarea știre și am încercat să luăm ceva așa mai exotic. Un sultan, Mohamed al Malezi. Demisi demisionează din dragoste. Pentru cine? Pentru o Palatul Național a anunțat că Muhammad Sultan al V-lea of 49 de ani, a luat decizia să renunțe la funcția de agong sau conducător suprem al Federației din Malaizia. Conducătorul suprem al Federației Malaizia este ales pentru o perioadă de 5 ani dintre conducătorii cu a nouă state federale din Malaizia. Abdicarea Sultanului Muhammad V este surprinzătoare, în condițiile în care acesta a fost ales în urmă cu doar 2 ani. În ultimele două luni ale anului trecut, Sultanul Muhammad V a luat o pauză, când, potrivit zvonurilor, s-ar fi căsătorit la Moscova cu Oxana Voievodna, 25 de ani o fostă câștigătoare a unui concurs de frumusețe. Încheiem ziua de duminică 6 ianuarie coștire de la, Ponta, de la Pentagon, potrivit cării amiralul Kevin Swinsey demisionează. Urmărim materialul și urmărim în platou. Ce îmi face dragul ăsta? Atenție! A da, da, demisionat da. din da. funcția de președinte al Federației. El, da. el rămâne sultan mare. în țara lui. Da. Sunt nouă state, fiecare uh, prin rotație devine președinte de ghilimele al Federației, nu mai poate să fie Federație, rămâne sultan în statul lui, independent, autonom, primul ministru al Federației maleziei conduce, dar are o funcție mai mult, să zic așa, de reprezentare. Și pentru dragostea cu această frumoasă Miss, Rusia a preferat să se rateagă, să rămână în regatul lui ca sultan. Da. Deci merge mai, mai departe, Pentagon, amiralul Kevin Suinsi demisionează. După și urmări materialul, domnul jean meu Constantin Să vă ne va prezenta această știre Vom fi puțin câte timp Mă voi grebi Este totuși o veste importantă Numărul 3 al Departamentului de Stat Al apărării, mayor Kevin Sweeney A demisionat, dânsul nu este de acord Cu poziția americană A președintelui Trump de a retrage Trupele din Siria Știm că, din păcate, chiar ați văzut veste înainte, nu s-au terminat Luptele și sunt în continuare teroriști acolo de asemenea, știm că și gen Matis, demisionat, fost un a fost un ministru al apărării, el însuși un general foarte cunoscut. Vă vedea ce se întâmpla. Oricum, multe țări occidentale critică Statele Unite că își vor retrage. Am văzut deja, începe președintele Trump să spună că eventual uh, va dura mai mult. Oricum, situația nu este stabilizată și teroriștii ISIS sau Daesh, cum sunt numiți în uh, englez, rămân în Siria. Vom vedea ce se va întâmpla, însă lucrurile nu merg bine deloc în această regiune. Trecem la viitoarea, la viitoarea știre că vă vom prezenta și ajungem la luni 7 ianuarie. Vedem că dictatura Venezuelei pierde un judecător al Curții Supreme care cere azil politic în Statele Unite. Domnul profesor, cum să le această știre? Cristian Zerpa, judecător al Curții Supreme de Justiție din Venezuela, a fugit în Statele Unite ale Americii în semn de protest față de al doilea mandat obținut de președintele Nicolás Madura. Alegerile de anul trecut nu au fost libere și competitive, a declarat Zerpa. Judecătorul a acuzat pe președinte Nicola Maduro că manipulează sistematic afacerile Curții Supreme și că obstrucționează justiția. Reprezentanții Curții Supreme de Justiție au transmis că Zerpa a fugit în Venezuela din cauza unor acuzații de abuz sexual care au fost aduse recent. Cristian Zerpa este un fost aliat crucial pentru Maduro în cadrul Curții de Justiție în anul 2016, când președintele a luat puterea Congresului. Judecătora Transmis că nu a criticat în mod public Rezultatul alegerilor din 2018 Pentru a se asigura Că va reuși să plece din, din Venezuela Împreună via cu familia sa Mergem mai departe, da. iată Toată lumea domnule, da. domnule, Toată lumea știe că este vorba De un regim corup Un este. regim în care oamenii mor de foame De un dictator sângeros da. Care este acest Maduro Care a luat continuarea al fostului dictator Care rămâne cu ceva vreme în urmă Deci lumea mai... că știe că este o dictatură exact. sângeroasă Mergem mai departe, iată o declarație a președintelui Egiptului, cooperăm cu Israelul în Sinai, urmărim materialul și revenim în platoul domnul general Bartolomeu Constantin, să voi ne va explica în ce constă această cooperare. Da, părând într-un interviu la postul televiziunii americană CBS, excelența sa președintele Egiptului, marșarul Abdel Fattah al-Sisi, a recunoscut, și mi se pare de normal, că statul lui, Egiptul, cooperează cu puterea militară, de cel mai putere ale lumii, care este statul Israel, pentru a eradica teroriștii care sunt în Sinai. Din păcate, din păcate, cei care au fost în Egipt, cum ajunge în Egipt imediat ambasada, spune atenție, nu mergeți în Sinai, peninsula Sinai este bântuită de acești teroriști criminali și sunt obligați să coopereze cu autoritățile israeliene. Președintele Sisi a spus, da, suntem nevoiți, că avioanele noastre să treacă în teritoriul israelian pentru a ne proteja și împreună cooperăm pentru a distruge această plagă care este terorismul. Ultima informație, nu am dat-o, vă dau, săptămâna trecută, trei turiști 3 turiști uh, vietnamezi au fost omorâți lângă piramide, s-a pus o bombă la distanță și autobuzul a sărit în aer. Deci, continuă ca terorismul să distrugă economia Egiptului. Trecem la uh, știrea următoare și uh, vedem că uh, me, domnul președinte meleș, uh, domnul... A fost candidat la președinție, e președinte, dar da, a fost președinte de partid, pe l-am cunoscut. Ministrul de Externe, unul din cei mai buni diplomați ai României, cu veche uh, state de serviciu, este domnul Meleșcanu, critică Austria. Vă rog să ne vorbiți de această critică a domnului Meleșcanu. Ministrul Afacerilor Externe, domnul Teodor Meleșcanu, a declarat duminică seara la un post de televiziune. Că indexarea alocațiilor copiilor nerezidenți ai muncitorilor din Austria este un caz clar de discriminare, iar guvernul ia în considerare să se adreseze Curții de Justiție a Uniunii Europene. Întrebat dacă guvernul României se va adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, ministrul de externe a răspuns afirmativ. Referitor la situația din Austria. Ministerul pentru Românii de Petrutine ne-a transmis în că indexarea alocațiilor copiilor nerezidenți ai muncitorilor din acest stat nu reflectă principiul egalității și nediscriminării. Ministrul Natalia Intotero a spus că va fi discutată situația la reuniunile din cadrul președinției Consiliului Uniunii Europene, care, după cum știți, a fost preluat de România pentru un mandat de șase luni încheiem periplul știrilor pe care vi l-am prezentat în această săptămână cu o știre din Statele Unite ale Americii și anume faptul că președintele american Donald Trump nu face compromisuri. Domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va explica despre ce compromisuri este vorba. Da, închem deci, periplul acestei săptămâni de știri din lumea întreagă, uneori plăcute, alte mai puțin plăcute, prin uh, știrea care v-am deja anunțat înainte, a fost deja o întrevedere la Casa Albă. Joi, Nancy Pelosi, uh, miercuri, mă scuzați, joi, Nancy Pelosi a fost ales ca președinte, ca o democrație, cu un mic avans față de republicani, însă republicani au Senatul. Senatul, nu uitați că Senatul sunt patru ani aleși, ca mai numai doi ani. Deci, ultimul cuvânt la Senatul, unde pește Trump are, are majoritatea confortabilă. E bine, clar, președintele Trump a spus că nu voi renunța la zidul acesta cu Mexicul, sunt gata să mențin poziția și nu voi face nicio fel de rabat pentru a construi acest zid. Activitățile numeroase agenții au fost practic blocate. Echipuiți-vă, în România, timp de 3 săptămâni, nu vom plăti administrația noastră ce se va întâmpla. E, clar, păi Trump ține la acest lucru, este opinia publică în majoritate îl susține, vom vedea este o vorba de un braț de fier între democrat și republican, cine va câștiga în final e, să știți că în funcție de acest lucru și poziția lui ca viitor candidat la al doilea mandat, de a fi foarte importantă. Dacă va renunța acest lucru, va fi acuzat. Uite că nu și-a ținut uh, cuvântul și uh, toate ce a promis până acum. Ce se poate însă constata, așa e foarte important, alegerile nu se câștigă numai pe bază de doctrină. Vedem cum din ce în ce mult democrații devin socialiști, chiar neocomuniști. Foarte interesant, chiar o stângă extremă. Însă, până acum, toate uh, activitatea economică este în creștere, după 2 ani de zile este un boom economic și se va câștiga, mai ales cu buzunarul. Deci oamenii vor spune, am bani, clasa muncitoare susține pe Trump și vom vedea rezultatul în 2 ani de zile. Am terminat deci acest periplu, doamnelor și domnilor, am fost încântat să vă revedem pentru 9 2019. Dorim tot, tot sufletul, din păcate, de fi numai de noi ca să avem un an nou, lung, fericit și cu cât mai puțin vești triste, mai cu vești plăcute. Domnul profesor? Bună seara, încă o dată la mulți ani. Să sperăm că anul 2019 va aduce mai multă liniște și mai multă securitate atât pe plan intern cât și pe plan internațional. Mulțumim pentru atenție, bună seara, ne revedem marțea viitoare la aceeași oră. Săptămâna plăcută! Vă mulțumim!